Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Pielea feței este mai sensibilă decât pielea de pe alte zone ale corpului și necesită mai multă atenție și grijă. Pe lângă asta, nu ai cum să-ți ascunzi fața, lumea oricum se va uita la tine, poate doar puțin atunci când porți mască. Și pentru că e în centru atenției, faptul că ai coșuri, ciarcăne, puncte negre, pete sau alte semne pe față va afecta foarte mult modul în care arăți. Așa că pentru a te ajuta să ai o piele cât mai curată și sănătoasă, am identificat 10 greșeli pe care s-ar putea să le faci care îți distrug pielea. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima greșeală care îți distruge pielea feței este că te speli cu apă fierbinte. Apa fierbinte îți usucă pielea, fapt care duce la crăpături și la iritații. Ca să eviți aceste lucruri, mai bine te-ai spăla cu apă rece sau cu apă călduță, dar niciodată cu apă fierbinte. Știu că e plăcut să faci un duș cu apă care dă în clocot și mie îmi place chestia asta, doar că nu pe față. Poți stropi cu apă fierbinte oriunde vrei pe corp, dar nu pe față, pentru că așa cum am spus, duce la iritații și la crăpături. A doua greșeală pe care sigur ai făcut-o la un moment dat este că ți-ai stors coșurile cu degetele goale. Bine, acum dermatologii recomandă să nu storși coșurile niciodată, dar cu toții știm că asta este spre imposibil, pentru că poate ai un eveniment important și nu vrei să te vadă cineva cu dita mai monstruozitatea pe frunte. Dar dacă storci coșurile cu degetele goale, s-ar putea să reinfectezi zona, pentru că sub unghii ai o grămadă de bacterii. În schimb, o variantă mai bună este să iei un șervețel, să îl rupi în două și să pui fiecare parte pe degetele arătătoare. Și apoi poți să îți storci coșul mult mai sigur, pentru că eviți să pui bacteriile de pe degete pe față și pe lângă asta eviți să îți rupi pielea din acea zonă, pentru că ai unghiile destul de tăioase. Mai rău decât un coș poate fi o zgaibă provocată de faptul că ți-ai rupt pielea din acea zonă. Dacă ai un coș mic care nu e atât de vizibil, lasă-l în pace, nu-l stoarce. Dar dacă ai unul mare care te deranjează, folosește această metodă cu șervețelul. A treia greșeală pe care o faci este că nu folosești o cremă de față sau o cremă de soare în zilele toride. La temperaturile scăzute, pielea de pe față se usucă și apar crăpături. Iar ca să eviți asta, trebuie să folosești o cremă hidratantă. Dimineața, după ce te speli pe față, iei un deget și aplici pe toată fața uniform, seara înainte de culcare la fel, iar asta va ajuta la prevenția ciarcănelor, crăpăturilor și a coșurilor. Poți găsi creme pentru bărbați în orice supermarket, eu am una de la Nivea, iar în zilele de vară, când soarele bate foarte tare, folosește o cremă de soare pentru a te proteja de arsuri și de petele negre. Acestea sunt efectele dăunătoare ale razelor soarelui asupra pielii, care pot duce la afecțiuni mult mai grave, precum cancerul de piele, dacă nu te protejezi. Faptul că nu ai nevoie de cremă de soare dacă ai pielea mai închisă este un mit. Oricine are nevoie. A patra greșeală care îți distruge pielea feței este că o atingi prea des. Mai ales dacă ai mâinile murdare, poți transfera toate bacteriile pe față și dacă nu știi cum se formează un coș, îți voi spune acum. Corpul uman produce o substanță numită sebum, care are rolul de a proteja pielea de factori externi precum microbii sau razele soarelui. Iar sebumul iese la suprafață prin niște mici pori situați pe piele, pori care pot fi blocați de bacterii, praf sau alte mizerii aflate pe față. Și din cauza că sebumul nu mai poate ieși la suprafață, se formează o conglomerație de sebum și de bacterii la baza firului de păr, conglomerație numită acne sau mai pe românește coș. În perioada adolescenței ai mai multe coșuri din cauza hormonilor care stimulează secreția de sebum. Deci, dacă îți atingi fața des, vei aduce pe față mai multe bacterii care vor estompa sebumul din a ieși la suprafață, fapt care duce la apariția mai multor coșuri. Așadar, încearcă să-ți atingi fața cât de rar poți cu mâinile, mai ales dacă sunt murdare. A cincea greșeală pe care o faci, care duce la apariția coșurilor, este că nu te speli pe față după ce te trezești și înainte de culcare. Pe parcursul zilei vei acumula o grămadă de bacterii, mizerii și praf pe față și, așa cum am stabilit mai devreme, asta nu e bine dacă vrei să nu ai coșuri. De aceea e important să te speli seara înainte de culcare, dar și dimineața, pentru că pe parcursul nopții vei transpira, iar transpirația atrage și mai mult praf. Dar ai grijă să nu te speli pe față prea des, pentru că vrei da la o parte sebumul, care și el are rolul de a-ți proteja pielea. De două ori pe zi este de ajuns dimineața și seara. Și că tot vorbim de spălat chestii, a șasea greșeală pe care o faci este că nu îți speli fața de pernă. Fața de pernă poate deveni plină de bacterii proveniente de la transpirație sau de la produsele de păr, pentru că nu te speli pe cap înainte de culcare. Și astfel transfer bacteriile de pe fața de pernă pe fața ta. De aceea trebuie să o schimbi măcar o dată la o săptămână, ca să te asiguri că nu dormi pe ceva îngrozitor. Îngrozitor pentru pielea ta. A șaptea greșeală care îți distruge pielea feței este că mănânci numai prostii. Ciocolata în exces, sucurile pline de
conservanți și de coloranți, fast food-urile, toate duc la o piele nesănătoasă. Ca să nu mai spun fumatul, care este dăunător la tot ce vrei tu, deshidratarea pielii, adică nu bei suficient de multă apă, toți acești factori duc la o piele care nu arată cum ar trebui, plină de imperfecțiuni, uscată, plină de coșuri. Deci, ca să eviți toate aceste lucruri, trebuie să ai o alimentație sănătoasă. Pe lângă asta, să elimini viciile precum alcoolul și țigările, pentru că nu-ți fac bine numai la piele, nu-ți fac bine la nimic. A opta greșeală care duce la apariția cearcănelor este că nu dormi destul. Lipsa somnului este principalul factor care duce la apariția acelor inele negre, numite cearcăne. Ca să eviți cearcănele, trebuie să dormi între 6 și 8 ore pe noapte, pentru că nimeni nu vrea să arate ca și cum a pierdut un meci de box. A noua greșeală care îți distruge pielea feței este că folosești săpunul solid pe față. Săpunul solid nu este conceput pentru pielea feței, care, așa cum am spus la începutul videoclipului, e mai sensibilă. În schimb, poți folosi un gel de curățare ca acesta, pe care îl poți găsi în orice supermarket. Este special conceput pentru pielea feței și îl poți folosi în 3 moduri diferite. Ca gel de curățare, ca exfoliant sau ca mască, toate acestea sunt în funcție de cât de mult îl lași pe față. Dar ceva de genul ăsta este mult mai potrivit pentru pielea feței, pentru că nu o usucă atât de mult ca un săpun solid și ajută la curățarea imperfecțiunilor mult mai eficient. Și în final, a 10-a greșeală este că nu mergi la medicul dermatolog. Tot ce am spus eu până acum s-ar putea să nu aibă niciun efect pentru tine, pentru că ai o problemă mai serioasă. Există cazuri de acne acute care nu pot fi soluționate fără ajutorul doctorului, fără tratament sau fără prescripție. Fiecare avem piele diferită. Ce funcționează pentru mine s-ar putea să nu funcționeze pentru tine. De aceea, doctorul te poate ajuta să găsești exact ceea ce se potrivește pentru tipul tău de piele. Din experiența mea, soluțiile de la farmacie sunt mult mai eficiente decât ce găsești în supermarketuri, dar ca să fii sigur 100% și să nu faci experimente pe pielea ta, cea mai bună variantă este să mergi la medicul dermatolog. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu! Pa, pa!